În ultima vreme, acțiunile umanitare ale celor de la subfiliala de Cruce Roșie din municipiul Deva au fost foarte intense. De exemplu, voluntarii Crucii Roșii participă la un proiect de suflet pentru orfanii din Orăștie și strâng donații pentru Ucraina. De aceste donații au beneficiat nu doar cei peste 200 de refugiați ucraineni de pe raza județului Hunedoara, ci și locuitori din țara vecină, din zona Odessa, ajutoarele trimise de Crucea Roșie Deva fiind de aproape 25 de tone. În principal am ocupat de criza de refugiați din Ucraina, pe domeniul social. Este activitatea care ne consumă cel mai mult timp. La sediul nostru, Crucea Roșie din Deva, am conectat donații de alimente nepensabile, scutece și alte nevoi imediate. Donațiile care s-au strâns au fost fie distribuite la refugiații din județul Hunedoara și o parte din ele au mers în Ucraina cu un convoi umanitar organizat de Crucea Roșie Română. Crucea Roșie, subfiliala Deva, a dus 24 de tone de donații într-un tir în zona de pe lângă Odessa. Tot pe domeniul social, noi avem un proiect de mai lung la casa de plasament din Orăștie, unde lucrăm cu orfani. O dată la două săptămâni încercăm să mergem acolo și organizăm activități educaționale cu ei, îi ajutăm la teme, vorbim despre teme de interes pentru ei și încercăm să realizăm o conexiune cu. Subfiliala de Cruce Roșie din Deva continuă să strângă donații pentru Ucraina la sediul său, situat pe Alea Viitorului, numărul 4, lângă școala gimnazială Andrei Șaguna.